Bine, dragilor, și bine ați revenit din nou pe acest canal. Pentru astăzi aveam un plan să fac un cu totul alt clip, să testăm niște produse noi pe care le-am cumpărat. Bine, eu deja le-am testat, le știu pentru că le-am testat pentru TikTok, însă vroiam să vin și aici în fața voastră, să ne machiem, să fie așa foarte drăguți, însă vreau să vă spun că au venit din nou căldurile alea înnebunitoare și care pe mine mă termină. Și nu puteam, deci pe când mă puneam și făceam ceva, simțeam așa cum curge apa pe mine și am zis nu pot să filmez un video care să stau și să tot îmi șterg transpirație, când în stânga, când în dreapta. Am zis ok, hai că mă machiez eu așa pe lângă cameră, nu în fața camerei. Și m-am gândit să facem din nou un empties, pentru că iar mi s-au adunat o grămadă de produse. Am aici iar punga asta plină de produse de care aș vrea neapărat să scap. Și am zis că ar fi interesant, că am văzut că vă plac destul de mult și mi se par și mie foarte faine clipurile acestea, pentru că la final, în momentul în care termin un produs, poți să-ți dai seama dacă ți-a plăcut, nu ți-a plăcut, ce e, și poți să-ți dai cu părerea mai bine decât atunci când primești un produs în care zici da, l-am primit sau l-am cumpărat, dar nu știu nimic despre el. Și ca să nu o lungim foarte tare, vreau să încep cu un produs care l-am adus aici, dar mai am de folosit, cred că pe diseară și poate pe mâine, dar nici asta nu e sigur. Odată sigur mai pot să-l mai folosesc, dar după aceea nu. Și am odată acest gel de curățare de la CeraVe și trebuie să vă spun că îmi place maxim acest produs. Nu mai rețin câte am folosit deja până acum din acestea. Este variantă pentru piele normală și grasă. Am încercat și varianta aceea care se transformă din cremă în spumă, dar nu-mi place atât de mult ca și aceasta. Aceasta este preferata mea, cu 3 ceramide esențiale, niacinamidă și acid hialuronic. Nu are parfum, deci este foarte mișto. Noi avem o variantă de 473 ml și este the best of the best. Curăță foarte bine machiajul. Nu mi-irită pielea, nu mi-a iritat ochii, n-am avut niciun fel de problemă. Chiar mi-am simțit tenul mult mai hidratat și mai ok după el. Nu l-am recumpărat, e simplul motiv că atunci când am avut evenimentul Creators Connect, am primit de la Cetaphil un gel de curățare și vreau să-l folosesc pe acela înainte să recumpăr, pentru că nu vreau să-l arunc. Sunt produse mișto, îmi plac foarte mult și cele de la Cetaphil și am zis că e o ocazie bună să nu mai dau acum banii pe unul din acestea, însă după ce se termine acela, sigur vin la acesta pentru că este preferatul meu. După aceea, de la ceva de curățat fața la ceva de curățat fața și corpul, bine, cred că și acesta s-ar putea folosi dacă voi vreți. Da, și scrie pentru fața și corp. Eu nu l-am folosit niciodată pentru corp, dar ceva ce am folosit doar pentru corp, deși este și pentru față și pentru corp, este acest produs de la Bioderma. Știți că Bioderma este o altă mare iubire de-a mea, este Atoderm Intensiv Gel Mousant. Mi-a plăcut foarte mult, l-am folosit pentru corp, pentru a scăpa de mici imperfecțiuni. Este pentru piele foarte uscată, iritată, atopică, piele sensibilă. Eu am, cred că v-am mai zis de mai multe ori, eu am pe picioare o zonă, de fapt pe un picior, pe piciorul drept, o zonă, nu e foarte mare, e cam atâtica, în care întotdeauna mi se usucă și indiferent câtă cremă nu se hidratează suficient. Dar folosind în duș un produs cremos și după aceea folosind o cremă, țin sub control mâncărimile din zona respectivă. A fost foarte mișto pentru că are o cantitate foarte mare de 1 litru. Mie îmi place foarte mult când cumpăr produse de la Bioderma, nu știu dacă ați mai văzut, dar eu cumpăr variantele full size. Și chiar dacă bine țin minte, Oana? Nu, cred că a fost în clipul anterior. V-am arătat că am terminat... cum se numea, loțiunea aceea de corp tot din gama Atoderm, care este foarte faină, vi le recomand, le găsiți în farmacii, le găsiți online și la preț mi se par decente. Am văzut că cei de la farmacia te iau foarte des reduceri, în special la produsele acestea foarte mari de 1 litru. Tot în secțiunea corp am terminat un body scrub de la Dr. Conocas. Pe ei găsiți pe Sole și dacă cumva vă interesează o să vă las în descriere și un link. De fapt, nu un link, un cod de reducere pe care puteți să-l folosiți. Acesta este body scrub-ul. A fost foarte fain tot așa pentru că a avut o cantitate mare, deci m-a ținut o veșnicie, 500 ml. Ce mi-a plăcut la el a fost că
avea un miros cumva iarbă mentolat și în momentul în care îl foloseam, nu știu dacă țineți voi minte, era pe vremuri o reclamă la cred că era și la români, eu o țin minte, de la maghiari, în care, în momentul în care erai bolnav, te dădea cu ceva mentolat pe piept ca să-ți desfunde nasul și să te simți mai bine când erai răcită special. Și cumva produsul acesta m-a dus cu gândul și țin minte că și la mine s-a folosit produsul acela. Acesta este cu PIN. Stați să vă doresc, scrie și în română. Da, este un produs cu ierburi, herbal, și a avut și PIN, din câte știu eu. Arată și aici poză, nu mai știu vorbi. Mi se pare că căldura asta mă termină și psihic și fizic și nu mai pot să mai funcționez. A fost foarte fain, vi recomand, mai ales dacă sunteți într-o perioadă în care vreți cumva să vă relaxați. Are un miros așa cumva medicinal o interesant. Mie mi-a plăcut foarte mult. La preț știu că este foarte bun, nu mai rețin exact cât am dat pe acesta. Însă produsele Dr. Konopkas sunt foarte faine și chiar merită testate. Eu am avut și produse pentru ten de la ei, tot așa ceva exfoliant și nu mai rețin, dar am testat destul de multe. După aceea, dați-vă dacă mai am sfatul ăsta. Dar astea două. Am terminat două șampoane uscate, în special. Nu, mi s-a părut că mai este el, dar nu. În special în perioada aceasta, deci m-am spălat pe păr în dimineața aceasta, m-am uscat și după ce m-am terminat de uscat, m-am dus să mă îmbrac și să-mi calc rochia aceasta. Și vreau să vă zic, în spate sunt atât de udă încât zici că acum am ieșit din duș și nu mi-am uscat părul. Așa că astea două sunt holy grail for me. Știți că le folosesc și le vedeți în fiecare clipuri. Sunt foarte faine. Mi-a plăcut foarte mult și acesta original. Dar și acesta eu n-am treabă. Adică nu mă deranjează. Important e să fie batist, să nu fie acela care e pentru părul șaten. Pentru că este foarte fain, nu lasă rezidu alb pe păr, însă ce mă enervează la el este că eu mai îmi dau mână așa pe prin păr și să-mi aranjez părul, mai ales acum că pot să-mi dau bretonul perfect după urechi și în momentul în care mi-am luat mâna sunt așa toată maronie și asta nu-mi place, de asta nu-mi place acela. Însă nu sunt pretențioasă și am pot să fie. Dați-l până aici să nu-mi cadă. În general, nu știu dacă ați observat, însă eu nu menționez când termin măști din acestea tip șervețel. Am destul de multe acasă, îmi plac foarte mult, mi se par foarte mișto atât de luat în călătorie cât și în zilele în care vrei să te resfeți, dar nu ai chef să până stai să-ți aplici masca, după aceea, după ce s-a uscat, să te duci să te speli pe față, să te dai cu ser, cu creme, cu nu știu ce. Sunt foarte faine. Însă, acestea le-am păstrat pentru simplul fapt că sunt bestiale. Am o dată aceasta de la Sephora, pe care am folosit-o de anori. Din păcate, în ultima perioadă n-am mai văzut-o, însă este ceva de vis în perioada în care este atât de cald afară, pentru că este o mască curitoare. Se numește The Freezing Mask. Stați să văd că dacă cumva mai am un pic de ser în ea, să nu urgă tot pe afară. Aceasta este și vreau să vă spun, vă răcorește atât de mișto tenul, încât cred că aș folosi-o fiecare seară dacă aș putea. E foarte fain, are un efect tonifiant, instant toning effect și nu știu dacă știți, nu știu dacă am mai menționat, nu mai țin minte, însă măștile sunt printre singurele produse care au un efect instant asupra tenului. Vedeți un efect instant de curățare, un efect instant de hidratare, de hrănire, de luminozitate. E adevărat că nu se menține pe termen lung, însă dacă aveți un eveniment și vreți ca tenul vostru să arate foarte bine, vă recomand o mască înainte să vă machiați. Dacă aveți o perioadă stresantă, vă recomand. Dacă vreți să vă relaxați, vă recomand. Sunt niște produse foarte faine, puteți să le luați și acestea șervețel, și acelea în tub, și acelea de care vreți voi. Important e
să vă hidratați și să aveți grijă de tenul vostru și cu ajutorul măștilor. După aceea, am folosit masca aceasta de la Beauty Pro. Dacă ați văzut ultimul clip cu ce a conținut cutia Look Fantastic de luna aceasta, ați văzut-o și pe aceasta pentru că a fost în cutie. Am folosit-o pentru că mi s-a părut foarte interesant, pentru că aici pe spate zice că trebuie să o țin între 40 și 60 de minute. În general, la măștile astea scrie că, nu știu, 10 minute, 5 minute, 15 minute, dar n-am văzut pe niciuna un timp atât de lung. Și într-o seară am zis că ia, hai să o testez. Este din două bucăți, așa cum vedeți și aici, pentru partea de sus, după care de la nas în jos. Este cu argilă roz și ce mi s-a părut foarte interesant la ea era că după 10-15 minute deja simțeam cum mă strânge tenul și cum se usucă argila. Era fix la fel ca și o mască cu argilă pe care o aplicați voi, din aceea pudră amestecată cu apă și o puneți pe față. Și în momentul în care am dat-o jos a trebuit să am grijă pentru că s-a prins foarte, foarte bine de pielea mea. Am dat-o jos cu grijă, dar vreau să vă spun că n-am avut tenul niciodată atât de curat, de frumos, de luminos, de simțeam că de parcă nu știu ce s-a întâmplat decât atunci când am folosit masca aceasta. Sincer, trebuie să caut pe internet să văd dacă o găsesc și la noi, pentru că mi se pare ceva de vis. Singura problemă la ea, bine, problemă. După cum ziceam înainte, mi-e place să folosesc măștile acestea tip șervețelă în zilele în care nu am chef să stau să mă spăl după. Dar la aceasta trebuie să mă duc să mă spăl pe față pentru că trebuie îndepărtat, rămâne pe față o particulă din aceea fină cu argilă și trebuie îndepărtată. Însă pe mine m-a cucerit masca asta și nu știu, trebuie să o caut și să o văd exact unde o găsesc. Și tot la partea de testat pentru prima dată și iubit foarte tare, am încă o mască de la Sephora cu vitamina C și papaya. Masca aceasta am primit-o când am fost la Paris și am făcut niște cumpărături în Sephora, am primit-o cadou de la ei. Nu știu dacă la noi se găsește, este o mască care se ține 5 minute. Eu trebuie să recunosc că măștile astea niciodată nu le țin 5 minute, le țin întotdeauna mai mult până simt că s-au uscat. Pentru că au atât de mult produs în ele și ser din acela, încât nu pot să o rum fiind încă plină de ser. Așa că îmi place să le las mai mult. Dar vreau să vă zic că tenul meu a fost atât de luminos și de mișto după ce am folosit masca aceasta, încât am zis că ok, trebuie să vă arăt și vouă. Eu mă gândesc că ar trebui să fie și la noi Sephora, dar nu bag mâna în foc, nu vreau să vorbesc prostii și după aceea să-mi dau seama că nu e ok. Da, sunt foarte faine. Dacă aveți ocazia să testați oricare dintre astea trei, eu vi le recomand și o să vedeți niște rezultate foarte faine. Tot vorbind de cutia Look Fantastic, tot de luna asta am avut în interior și acest săpun de corp, Shower Body Bar. De fapt, un fel de gel de duș sub formă de săpun. Mai am foarte puțin din el, dar am zis că vi-l arăt pentru că nu o să reziste până la următorul clip, zice că ajunge să-l folosiți până la 25 de utilizări. Nu știu ce să vă spun, nu cred că ține atât de mult, pentru că săpunul în general se consumă foarte repede, dar ce pot să vă spun este că îmi place foarte mult. Aceasta este cutia, produs, nu am ce să vă arăt, aceasta este cutia, îmi place foarte mult pentru că simt cum îmi hidratează pielea în momentul în care mă dau cu el pe piele. Îmi place că are un miros plăcut, cum se simte pielea după, nu usucă absolut deloc și face o spumă atât de plăcută, nu știu cum să vă explic, dar îmi place foarte mult. Sigur, problema este că se consumă repede, nu rezistă la fel de mult ca și un gel de duș și nu cred că rezistă 25 de utilizări. Bine, noi îl folosim amândoi, dar tot nu cred că l-am folosit, să zic, de 12 ori fiecare și să... Da, asta nu știu ce să vă zic, ideea este că nu are plastic, nu are nimic. E un produs foarte mișto și cu siguranță, dacă o să am ocazia, o să îl testez. Adică o să mai încurc. Am terminat și un gel de duș de la Balea, varianta cu vanilie și cocos. Este una dintre variantele mele preferate de la ei, este foarte fain. Și că tot vorbim de DM și de produsele lor, să știți că acum au introdus, nu știu încă nici eu exagerat de multe detalii, însă
au introdus programul de reciclare și la ei. Trebuie, din câte știu eu, să fie ambalaje reciclabile, să fie deschise la culoare și să le curățați. La asta nu știu dacă zice aici că se poate recicla, nu m-am uitat încă, nu m-am interesat, o să mă uit după ce termin de filmat. Însă mi s-a părut foarte mișto și îmi place că din ce în ce mai mult, tot mai multe branduri merg pe partea aceasta de reciclare. Știu că se poate și la Yves Rocher, la Cluj nu cred că se poate încă, n-am văzut, însă mi se pare un serviciu și un lucru foarte mișto, pentru că astfel putem să ducem înapoi și să avem grijă și de natură. După aceea mai avem un produs de la Nivea, care mai este aici foarte puțin produs, dar oricât m-am chinuit, n-am reușit să-l mai scot afară. A fost un produs 3-in-1 Urban Skin Detox Clay Wash. Noi nu l-am folosit decât pe post de produs de curățat pe față și de scrub, nu l-am folosit pe post de mască. Acesta este, mi-a plac mult produsele de la Nivea, chiar și în momentul de față cred că tot de la ei avem un produs de curățare a feței în duș. A fost foarte fain, eu l-am cumpărat din DM și zice aici că este Mattify și Pore Clear, adică matifiază și curăță porii. Nu știu ce să zic. A fost un produs foarte fain. Am văzut că pielea mea s-a simțit mult mai bine după și cumva mă ajută și cu punctele negre produsele astea puțin exfoliante. După aceea am terminat un fixativ din acesta micuț de la Balea. Eu acestea le iau și le folosesc când mă duc în călătorii. Și îmi place că sunt micuțe, de 100 de mililitri, se pot lua, cred că, și în avion. Eu nu le-am luat, bine, în avion, în bagajul de mână, mă refer. Eu nu le-am luat în bagajul de mână pentru că foarte rar se întâmplă să călătoresc cu bagaj de mână. Dar mi-a plăcut foarte mult și chiar fixează foarte bine părul. Eu îl folosesc în special atunci când îmi fac bucle. Dacă am părul cum este acum, în care l-am uscat și l-am lăsat în plata Domnului, nu-l folosesc. Dar dacă am bucle, îmi place pentru că atunci rezistă mai mult. Și în plus au și un preț bun, nu mai știu cât a fost, cred că 5 lei. Așa, mai am două produse pentru ten, pe care acesta l-am terminat chiar aseară. Este un, de fapt este o loțiune tonică de la Geek & Gorgeous Liquid Hydration, cu 5% pantenol și nu mai știu ce mai avea pe aici. Hidratează și calmează. A fost primul meu toner facial hidratant pentru calmare, extra hidratare și decongestionare a tuturor tipurilor de ten. Se aplică pe tenul până dimineața și sau seara cu ajutorul unei dischete sau direct cu mâna. Eu îl aplicam și în zilele în care aveam chef și, nu știu, simțeam că poate nu m-am demachiat suficient de bine, l-aplicam cu discheta, dacă nu l-aplicam, îl puneam în palmă și l-aplicam după aceea pe față. Mi-a plăcut, a fost primul produs de acest gen de la ei, eu am testat și vitamina C și niacinamidele, acestea trei au fost produsele care le-am avut eu de la ei până în momentul de față. Le-am cumpărat, cred, de pe farmacia Tei și trebuie să zic că le-aș mai recumpăra oricând. Mi s-a părut ok. Nu pot să zic că a făcut minuni pentru tenul meu, dar a fost un produs bun. Și eu am în baie de fiecare dată două loțiuni tonice diferite, una pentru dimineață, una pentru seara, nu mă întrebați de ce, dar așa îmi place mie. De obicei dimineața caut ceva, fie cu vitamina C, fie ceva mai hidratant, și seara un produs care fie cu acid glicolic, fie ceva să fie și pe partea asta de tratament. Acesta n-a avut partea aceasta, dar mi-a plăcut foarte mult. Și un alt produs, tot așa pentru ten. Stați că nu știu dacă m-am arătat ambalajul. Zic că căldura asta mă termină. Tot pentru ten am terminat un cleanser de la Fenty Skin. Acesta a fost un produs în variantă mini de 45 de mililitri. A durat puțin până l-am folosit sau până l-am terminat, din simplul motiv că luam întotdeauna cu mine călătorii, nu-l foloseam acasă. L-am folosit acum acasă pentru că mi-a rămas foarte puțin, mi-a ajuns doar să mă mai spăl de două ori și am zis că nu mai are rost pentru că nu mă duc nicăieri să stau doar două zile perioada aceasta, din câte știu eu, nu se știe ce intervine, dar nu avea rost să-l iau pentru că l-aș fi terminat în călătorie, ar fi trebuit să mai iau încă unul cu mine ca să am două să-mi ajungă și am zis că hai că-l termin acasă. E un produs care mi-e place foarte mult, pe lângă faptul că miroase bine, dar nu
nu are un parfum foarte intens, miroase cumva interesant ca și produsele lor și îmi place că curăță foarte bine, foarte bine machiajul. Am observat că dacă aveam un machiaj foarte intens, un machiaj al ochilor foarte intens, pentru ten curăță perfect, indiferent ce machiaj aveam, dar la un machiaj al ochilor foarte intens, cu multe produse, cu nu știu câte straturi de mascara, cu ceva, un machiaj de ocazie, un machiaj de seară, nu-l curăța atât de bine, dar oricum când am un machiaj atât de intens, întotdeauna am o curățare în doi pași. Atunci am văzut că are mici probleme, dar în rest este perfect, vi-i recomand, găsiți și varianta travel size și varianta full size în Sephora și mie îmi plac produsele Fenty foarte mult. Tot miniaturi și tot două produse pe care le-am avut în concediu sunt acestea două de la Yves Rocher, au fost două geluri de duș din colecția lor de iarnă. Winter Apple și Midnight Berries. Nu au fost din colecția de anul acesta, adică din colecția de 2021, au fost din colecția de 2020. Eu în fiecare an, în decembrie, îmi cumpăr calendarul lor de advent pentru că îmi place foarte mult și am ocazia să găsesc produse mini. Și pe lângă calendarul lor de advent, ei în decembrie au și seturi mini, unde sunt gel de duș cu cremă de mâini, cu balsam de buze, cu nu mai rețin exact ce, și aveam multe produse și miniurile acestea întotdeauna le țin să le iau cu mine în călătorie și miros foarte bine, curăță foarte bine, îmi plac foarte mult, nu mai știu ce să vă mai zic de produsele lor pentru că știți că eu sunt foarte, foarte mare fană, stați să menajez un pic rochia, sunt foarte mare fană Yves Rocher. Am terminat și un gel dezinfectant de la Farmec. Nu sunt foarte prietenoasă cu produsele acestea, din simplul motiv că au un miros care pe mine mă termină deja. La cât am folosit, nu mai suport mirosul. Dar sunt foarte bune de avut în geantă. Și eu acestea doar în geantă le-am ținut. Acesta este, are o variantă de 50 ml, gel dezinfectant de mâini cu efect bactericid. Are alcool 70%. Îmi plac produsele astea de dezinfectat, pentru că atunci când ești în oraș, când ai nevoie repede să te speli pe mâini, e ok. Singurul lucru ce nu-mi place la ele este mirosul. Pentru că toate au un miros așa specific și la cât le-au folosit, nu mai plac. Tot pentru corp. Stați așa să văd. Avem două. Tot pentru corp mai am două produse. Gelul acesta de curățare de la Dove, Purifying Detox Shower Gel, care este cu argilă verde. Acesta este, a fost foarte fain. Mi-a plăcut că avea și niște particule cumva așa ca și cum ar fi fost abraziv, dar nu particule din acelea ca și un exfoliant. Deci nu cum avea acesta, ci niște particule foarte fine. A mirosit foarte bine, curăță. Mie îmi plac foarte mult produsele de la Dove și când mi se face dor de ele, întotdeauna le recumpăr. Și un produs care m-a surprins de la prima aplicare, de fapt de la prima folosire și care mi-a plăcut foarte mult și vreau să mă duc să-l caut. De fapt, cel mai probabil o să-l caut prima dată pe online și dacă nu o să mă duc prin farmacii. A fost acesta de la Cetaphil, care l-am primit tot în cadrul evenimentului Creators Connect. Un body wash, un gel... Aș pune mai degrabă o cremă de curățare, nu un gel de curățare, pentru că avea o textură de cremă. Skin Restoring Body Wash, dar vreau să vă spun, a fost atât de hidratant și atât de plăcut de folosit și mi-a plăcut foarte mult. Aici zice că este o loțiune de curățare. Este o loțiune de duș, ușor spumantă, special creată pentru pielea foarte uscată, iritată și sensibilă. Tehnologia patentată Filagreen hidratează și lasă pielea netedă și catifelată, curăță delicat, fără a irita și a usca pielea. Așa este, mi-am simțit pielea atât de hidratată, de parcă m-aș fi dat cu un gel cu o loțiune top. Să reluăm. Mi-am simțit pielea atât de hidratată, de parcă m-aș fi dat cu o loțiune de corp după duș. Dar a fost în duș. Foarte fain. Și îmi pare rău că s-a terminat, a avut doar 295 de mililitri și mi-ar fi plăcut să aibă măcar un 500. Dar mă duc eu și îl caut și văd dacă îl găsesc, sigur îl cumpăr. Și mai am niște produse pentru ten. Am... Ale recolosăm pentru ten.
Am terminat și această soluție de curățat a pensulelor de la Ebelin. Așa arată, este foarte faină. Eu o folosesc între cliente sau la aceeași clientă, dacă, de exemplu, am o pensulă care îmi place foarte mult și pe care o folosesc, dar vreau să schimb culorile repede, vin și curăț ca să pot să o folosesc din nou fără să fie nevoie să mă duc să o spăl, să o curăț, să aștept să se usuce. Cu soluția aceasta am dat repede puțin soluție pe ea, șervețel din acela uscat. Da, cu pensula s-a curățat și pot să o folosesc mai departe. Nu dezinfectează, adică atenție, nu folosiți întotdeauna între cliente sau pentru voi, dacă vreți să aveți pensule curate. Asta este mai mult așa o soluție de urgență. Eu nu mă bazez doar pe ea pentru că nu este dezinfectată și nu curăță atât de bine. Curăță doar cât să pot să schimb culorile, dar atenție mare, nu vă bazați doar pe ea, spălați-vă pensulele cu apă, cu săpun, cu toate cele să fie curate și bune. Mai am aici o paletă care nu este terminată, însă este destul de veche și trebuie să renunț la ea. Este o paletă de la NYX pentru conturare și luminare. Așa arată. Mi-am cumpărat-o de ceva timp și mi-am dat seama că n-am folosit-o pentru simplul motiv că paletele acestea de aici de jos, care sunt pentru partea de contur, sunt mult prea calde. Și mie îmi place să-mi conturez fața, nu să folosesc produs de bronzare. Și nu m-am împăcat atât de bine cu ea. La salon am dus-o pentru că e destul de veche și nu am vrut să se întâmple ceva și de asta am decis să renunț la ea. Este o paletă bună, are un preț bun, dar știți că preferata mea este cea de la Kat Von D și nu. Mi-am dat seama că pe asta nu folosesc, așa că trebuie să renunț la ea. Și mai am încă 3 produse. Am un SPF de la Bondi Sands care mi-a plăcut extrem de mult. L-am găsit tot așa în cutia Look Fantastic. Și produsul acesta l-am găsit la noi în Douglas. Singura problemă este că nu a fost în stoc când eram eu în căutare de un SPF și nu a fost în stoc nicăieri. Nici la noi, nici în afară, pentru că l-aș fi cumpărat. Pentru că mi-a plăcut extrem, extrem de mult. Este un SPF 50. Nu are parfum. Mie mi-a plăcut foarte mult că l-am putut aplica pe ten fără probleme. După ce l-am aplicat, după 2-3 minute, m-am machiat și n-am avut nimic. Nu mi-a iritat ochii, mi-a protejat foarte bine tenul și puteam să nu folosesc cremă de față pentru că hidrata foarte bine. Îmi pare rău că nu l-am găsit la momentul respectiv. Probabil am să-l păstrez acolo la mine telefonul unde îmi țin produsele care îmi plac foarte mult și când am nevoie mă uit la ele și îmi cumpăr de acolo. Și am să-l folosesc poate pentru la toamnă dacă îl găsesc sau pentru anul viitor. Sper să revină stoc pentru că este un produs foarte fain și vi recomand și vouă. Nu știu ce să vă mai zic de el, am avut o variantă micuță de 10 ml, dar mi-a ajuns suficient de mult timp și am reușit să fac o părere despre el. În momentul de față am un SPF care îmi place foarte mult și pe care o să-l vedeți în momentul în care temperaturile de afară mă lasă să filmez un clip în care să ne machiem împreună. Mai am 2 produse și am terminat. Am terminat niacinamidele de la Geek & Gorgeous, că vă vorbeam mai înainte despre ei. Mi-au plăcut foarte mult și chiar vreau săptămâna viitoare, iar o să fiu plecată câteva zile, plecăm iar în concediu câteva zile, dar după ce mă întorc vreau să dau din nou comandă pentru acesta pentru că mi-a plăcut foarte mult și nu cred că reușesc să mă duc la București la farmacia Tei. Dacă aș reuși, ar fi foarte bine să mă duc și să mi-l cumpăr, să nu mai dau comandă pentru el, dar dacă nu am să dau comandă, este foarte fain, are lumea dreptate când îl recomandă, îmi place maxim, vi recomand și vouă, are un preț foarte bun, undeva în jur de 30-40 de lei și face o treabă excelentă. Deci tenul meu arată foarte bine în ultima perioadă, nu prea mai am coșul nici măcar în acele minunate perioade ale lunii, pentru că am mare grijă de el și am găsit niște produse care fac o treabă foarte bună și mă uit acolo că am vorbit cam mult, dar mai avem un produs și am terminat. Așa, spuneam că mai avem un produs și am terminat. Avem o pudră de la Physicians Formula, un Mineral Wear 3-in-1 Setting Powder. Aceasta este fundul
Aceasta este fața. Este o pudră care avea trei nuanțe diferite în interior, o parte pentru setare, una pentru baking și una pentru luminozitate. Îmi place foarte mult pudra aceasta, mi-a plăcut foarte mult pudra aceasta, mai am foarte puțin în ea, însă nu în ambalajul acesta, ce nu mi-a plăcut deloc. Și un lucru care cumva mă descurajează să o recumpăr, dar o voi recumpăra pentru că îmi place prea mult pudra, este faptul că are un ambalaj. Bine, ambalajul în sine este mișto. Nu știu dacă toate au problema asta sau nu. Însă, filetul. Nu pot descrie atât de urât în momentul în care o desfăceam, cât a fost nevoită să pun pudra asta într-un alt recipient, să o combin, pentru că nu aveam un recipient cu trei chestii din astea diferite, să o combin și să o folosesc așa, pentru că nu pot. Deci eu nu pot de fiecare dată, în fiecare dimineață să aud chestia asta, că se ridică parcă. Acesta a fost singurul lucru negativ pe care am avut să-l spun despre pudra asta. În rest, este bestială. Puteți să o folosiți tot așa combinat cum am folosit eu. Puteți să o folosiți doar ce aveți nevoie. Fie pentru setare, fie pentru fixare, fie să le combinați sau în zona de sub ochi pentru fixare, pe frunte, poate pentru luminositate sau pe pomeți, cum vreți voi. Însă îmi place foarte mult și v-am zis, ăsta este singurul lucru care stau și mă gândesc, ok, oare o să facă și celelalte la fel? Dacă mai cumpăr alta? Sau nu? Eu am luat-o de pe Notino, a avut un preț foarte bun, undeva în jur de 50-60 de lei și o cantitate mare de 19,5 grame. Mi-a plăcut foarte mult și ideea că avea trei nuanțe diferite, puteam să mă joc cu ele, să le combin, să le folosesc separat și menține foarte bine sub control sebumul, chiar și astăzi o am pe ten, dar v-am zis, eu le-am pus toate într-un alt recipient, fără să fie din acesta compartimentat și le-am combinat și le-am folosit pentru ten. Este bestială și vă recomand și voi, este singurul produs de la Physicians Formula pe care l-am folosit eu până în momentul de față. Însă vreau să mai cumpăr de la ei pentru că am văzut la un moment dat era foarte mare nebunie cu aveau ei un bronzer, parcă un butter bronzer, nu m-am îndurat că să-l cumpăr, dar mă bate gândul să mai testez și alte produse de la ei pentru că sunt foarte fain. Și gata, am terminat de vorbit. Scuzați-mi incoerența. Nu știu, eu nu înțeleg oamenii care zic că mamă cât de mult îmi place vara și ador temperaturile de 40 de grade. Deci nu pot. Noi acasă nu avem aer condiționat, dar pe mine mă termină căldura și nu mai pot. Vreau niște temperaturi decente, undeva până 25 de grade. Pentru că pot să umbli și cu o rochie cum sunt eu cu aceasta pe care o am acum, pot să umbli și un pic mai îmbrăcat dacă e nevoie și un pic mai subțire, la 25 de grade mi se pare decent. Dar nu mai vreau temperaturi de 30 plus. Pentru că o strică toate planurile. Chiar și astăzi, înainte să... Când mă machiam și mi-am dat seama că nu pot să mă machiez cu voi pe cameră, am filmat pentru TikTok. Dar vă dați seama că am filmat undeva în jur de un minut și ceva. Dar a fost eroare. Și că tot vorbim de TikTok, am încercat un truc viral cu un fond de ten și cu apă. Da, e foarte, foarte interesant. Sunt curioasă cum o să arate machiajul meu de seară. Pentru că astăzi l-am încercat. Și dacă vreți să vedeți, vă las link în descriere cu contul meu de TikTok. Vă invit și acolo unde testez toate prostiile. Nu e neapărat o prostie, dar mi s-a părut așa foarte interesant acest tip de clip, așa că a fost musai să-l testez și eu și să-l fac. Dar da, atât pentru voi astăzi de la mine. Am în plan să filmez și un haul pentru că am deja câteva produse așa strânse și da, sper să se mai răcească puțin afară și în casă ca să pot să filmez pentru că vreau să filmez atât de multe chestii de make-up pentru voi. Am produse noi pe care vreau să le testăm, vreau să filmez și cu fardurile cremoase pe care tot vreau să le filmez de o perioadă. Mai vreau să mai facem și niște chestii în care să vă învăț mici trucuri, dar trebuie fric pentru asta. Mulțumesc tare frumos pentru vizionare, mulțumesc că mă răbdați 30 plus de minute, pentru că așa se întâmplă la mine.
Dar v-am zis, dacă vreți clipuri scurte din alea de 1-2 minute, vă aștept pe TikTok. Să aveți o zi minunată și noi ne vedem ce astăzi? Miercuri ne vedem săptămâna viitoare aici pe YouTube și nu, de data aceasta nu o să lipsesc, am în plan să filmez încât voi să nici nu vă dați seama că eu sunt în vacanță. Să aveți zi faină, m-am pupat. Pa, pa!